găsit din nou la ediție specială, în cea de-a 58-a zi a războiului din Ucraina. După cum știm încă de ieri, Moscova a respins armistițiul de Paște cerut de secretarul general al ONU și a trecut în această săptămână specială, cu puternică semnificație religioasă, la o nouă fază a invaziei, concentrându-și forțele în estul Ucrainei și neslăbind atacurile asupra altor puncte cheie încă necucerite, așa cum este Harkovul. Luptătorii ucraineni încă rezistă în ultima lor redută din Mariupol, complexul siderurgic Azovstal. Miercuri, comandantul brigăzii 36 de pușcași marini a declarat că trupele sale nu se predau, dar a implorat pentru asistență internațională pentru cei 500 de soldați răniți și pentru sutele de femei și copii despre care se spune că se ascund cu ei în uzina siderurgică. Luptă alături de pușcașii marini și circa 900 de membri ai brigăzii Azov. Nu este clar câte trupe ucrainene mai sunt acum în uzină. Ministrul rus al apărării, Sergei Șoigu, a declarat că sunt peste 2000. Ieri, Vladimir Putin le-a ordonat trupelor rusești să oprească asaltul asupra oțelăriei, dar să o izoleze, astfel încât, citez, nicio muscă să nu zboare. În loc să lupte, rușii vor încerca să infometeze pe apărătorii ucraineni rămași în incinta combinatului. Putin declară că a obținut victoria în cea mai mare bătălie din război, declarând Mariupolul eliberat. Dar americanii spun că forțele ucrainene încă rezistă, iar Putin dezinformează. Cert este că bombardamentele asupra orașului n-au contenit de la declanșarea invaziei și doar Putin poate decide soarta civililor încă blocați în Mariupol, a declarat primarul Boichenko pentru Reuters, afirmând că imaginile din satelit ale unei gropi comune este dovada că rușii îngroapă cadavrele pentru a ascunde numărul real al victimelor. În timp ce americanii promit armament suplimentar pentru Ucraina de 800 de milioane de dolari și le interzic navelor rusești să mai acosteze în vreun port american, britanicii își intensifică sprijinul militar pentru Ucraina și au început instruirea în regat, în premieră de la declanșarea invaziei, a câtorva trupe ucrainene. În schimb, Germania se pare că ar fi redus la jumătate lista cu armament pe care îl va trimite în Ucraina, eliminând toate sistemele de arme grele pe care le poate trimite, conform unui document aflat în posesia publicației Bild. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky acuză Rusia că încearcă să organizeze un fals referendum pentru independență în regiunile sudice, Herson și Zaporojie. Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, vine la București după o vizită în Bulgaria, iar ambasada Rusiei în România numește războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina ca fiind, citez, cea mai politicoasă operațiune militară specială. Pe scurt, acestea sunt noutățile. Așa cum vă spuneam, în ultimele ore, președintele Vladimir Putin a anunțat că armata rusă a obținut victoria asupra orașului Port Mariupol din sudul Ucrainei, care este distrus în proporție de peste 90%. Putin a ordonat oprirea atacului asupra complexului industrial Azovstal. Ultimul punct de rezistență este combinatul siderurgic, unde sunt baricadați în subterane 2000 de militari ucraineni și 1000 de civili. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a confirmat că forțele ruse controlează cea mai mare parte a orașului, dar și că în portul de la Marea Azov sunt blocați numeroși civili. Zelensky a cerut din nou ajutor militar în arme grele. Situația, vă знаєте, складна, і ситуація погана. З вчорашнього дня ми вважаємо, що вона практично не змінилась. Ви знаєте, заблоковані декілька тисяч людей, наших військових, а також цивільних людей, які поруч знаходяться з ними, жінки, діти в основному там. Doar trei autobuze cu 79 de civili au reușit să iasă din Mariupol și să treacă de filtrele rușilor. Liderul de la Kremlin a spus că militarii ucraineni de la Azovstal pot depune armele și să se predea. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Și la Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, situația este dramatică. Harkov este bombardat intens de armata rusă, care folosește rachete, artilerie grea și aviație. În plan diplomatic, Volodymyr Zelensky a respins ideea de a merge la Moscova pentru un dialog direct cu liderii ruși, în timp ce Vladimir Putin a declarat că așteaptă în continuare răspunsul Kievului la planul de pace pe care l-a propus. Așadar, aceasta este situația în acest moment. Invitatul meu la ediție specială este profesorul Gabriel Sebe, Universitatea București. Domnule profesor, pentru că
A trecut ceva vreme de la ultima analiză pe care ne-ați oferit-o aici la ediție specială. Cu ce diferă aceasta, a doua fază care, iată, a început în această săptămână pe frontul din Ucraina față de ce am avut până acum? Păi, în primul rând, în mod evident, este o reorientare a planului din partea Rusiei și în această etapă, probabil că obiectivele sunt legate de ocuparea litoralului nordic al Mării Negre. Mariupol fiind un punct cheie pentru a putea să se realizeze acest obiectiv, care este un obiectiv strategic pe termen lung. Pe de o parte, Mariupolul a fost considerat de către China acum vreo 4 ani, cred, ca un posibil hub cu o investiție de peste $1 trilion, parcă la vremea respectivă, care să lege drumul mătăsii sau road belt sau, în fine, proiectele de tipul ăsta de relația cu Uniunea Europeană, în fapt. Acest proiect al Chinei ocolea Rusia. În urmare, în momentul acesta, Mariupolul poate să relanseze o discuție cu China pentru continuarea proiectului. Depinde în ce măsură acest punct strategic va fi dedicat unei astfel de activități. În altă ordine de idei, Mariupolul, din punct de vedere al Rusiei, poate să deblocheze înaintarea către Odessa. Până urmare, pentru Vladimir Putin, faptul că, virgulă, controlează 90% din oraș sau ceva de genul ăsta, este un obiectiv esențial, în sensul că dacă se reușesc obiectivele tactice de înlăturare a combatanților ucrainieni din Mariupol, atunci zona poate fi asigurată și poate începe nu neapărat reconstrucția, dar oricum funcționalitățile de bază. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, situația nu e atât de simplă. Turcia și ea dorește ca drumul mătăsii să treacă pe la ea. Din punctul ăsta de vedere, există o pregătire care nu se reduce la prezent. Împreună cu Aliyev din Azerbaidjan au construit acele conducte de petrol și mai departe. Deci aici lucrurile sunt foarte legate, de fapt, în realitate, de obiective pe termen lung, iar ce vedem acum, din punct de vedere militar și ce anume se prezintă în fiecare zi, începând de la dramele umane și terminând cu aspectele militare, sunt în realitate activități absolut naturale de implementarea unor astfel de obiective pe termen lung. În alt ordin de idei, această participare la război din partea tuturor statelor este intens legată de aceste tip de obiective pe termen lung. Din păcate, într-o structură de natură economică, construită prin politici din ultimii 20 de ani, care nu permit țărilor europene să acorde o eficiență sporită tipurilor de sancțiuni sau alte măsuri de a stopa Rusia din potențialul ei. Indiferent de rezultat, după părerea mea, Rusia este oarecum dezavantajată. Pentru că în momentul ăsta credibilitatea acestui stat se îndreaptă doar către structuri care pot să-i ofere un potențial, dar în niciun caz nu pot să-i ofere credibilitate la nivel internațional. Și atunci, practic, toate aceste eforturi ale Rusiei vin cu un cost destul de mare din perspectiva poziției statului rus pe arena internațională. Președintele Putin trebuie să livreze o victorie, nu? Zilele acestea se apropie 9 mai. S-a grăbit să declare Mariupolul cucerit? Ce credeți? Și din acest motiv, pentru că e greu de definit în momentul de față ce mai poate însemna victorie pentru un front care, iată, durează de două luni, da? În loc să fi durat 2 săptămâni, cum probabil era inițial planul, mult mai scurt? Eu nu cred că e bine să judecăm cuvântul victorie din perspectiva noastră. Domnii de la est de noi, adică Rusia,
au alte mecanisme, începând de la comunicarea publică și terminând cu cele de interpretare mentală a cuvântului victorie. Adică dacă acolo domnul Putin a spus că este victorie, păi este victorie. Avem un exemplu foarte simplu. A spus că nu e război și este operațiune specială? Facem o lege în care dăm o pedeapsă de 10 ani sau de... în fine, capă vremea țarismului, capă vremea sovieților și așa mai departe. Și atunci realitatea este aia pe care o impun eu. Deci, Occidentul face erori peste erori din punct de vedere a analizei. Încearcă să înțeleagă Rusia după criteriile Occidentului. Acum nu înțelege că toți occidentalii fac asta. În domeniul inteligenței există o cercetătoare reputată, Ada Bozeman, care încă din anii 80 a scris lucrări extrem de clare în privința modului în care îi trebuie condus analiza pentru a înțelege un adversar în cadrul unui concept de război politic organizat. Dacă reluăm puțin lectura acelor articole, care să știți că sunt invariante, în sensul că ele nu depind nici de tehnologie și nici de trecerea timpului. Sunt acele direcții de analiză care sunt valabile indiferent în ce situație ești. Atunci o să înțelegem mai bine cum anume trebuie să privim acest lucru. Deci, în Rusia, ce anume a declarat stăpânul că este victorie, este victorie și nu se discută. În Occident, evident, putem să avem păreri. De ce? Pentru că libertatea care este atributul esențial al democrației permite lucrul ăsta. Absolut. Dar deci, nu ajută practic la nimic. Ce anume? Să facem o analiză fără a cunoaște, de fapt, abordarea celui pe care îl considerăm, da, iată, adversarul Occidentului acum, nu? Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că a existat o mult prea multă concentrare pe blitzkrieg, neblitzkrieg și așa mai departe, când în realitate situația este flexibilă în sensul că se pot reformula obiectivele și, până urmare, da un alt sens cuvântului victorie prin faptul că am ocupat Mariupolul. Am deschis negocieri cu Turcia pentru comerț maritim. Și așa mai departe. Evident, nu o să fie menționată România în acest cadru de discurs, având în vedere că Turcia este acceptabilă să vândă drone care îi distrug tancurile, iar România este acuzabilă de lucruri pe care le-a făcut sau mai ales de lucruri pe care nu le-a făcut. Deci ăsta este genul de abordare. Trebuie să ne obișnuim cu el și să pornim tipul de analiză din această perspectivă. Altfel, comitem erori de orientare care... Iertați-mă, după părerea mea o să ne coste. Dar de ce credeți că a trebuit să intrăm și noi în acest discurs care indică anumite lucruri condamnate de Rusia? Mă refer la presupusa prezența unor mercenari români. Pe urmă, niște activități ale unei nave, unde sunt a unei firme care are angajați români, care ar fi ajutat la scufundarea indirect, absolut indirect, la scufundarea... Nu, aici cred că cel mai bine este să adoptăm următoarea perspectivă. Rusia, de ce ne introducem vis-a-vis discuția, de ne? România, are următoarea atitudine. Eu am interese, tu n-ai voie să ai interese. Tu ești un nimeni care, de fapt, în realitate, trebuie să execute ce spun eu. Cea mai bună dovadă a sprijinului afirmațiilor făcute de mine în momentul ăsta este legat de faptul menționat înainte, da? Diferența între două state NATO, Turcia și România, în materie de tratament a acelui domn numit Lavrov și a întregului establishment comunicațional sau politic al acestei federații numită Rusia. Mai mult decât atât, România, într-o manieră mai mult sau mai puțin directă, nu avem cum să știm chestia asta. Are și interesele ei și acționează cum poate. Lucrurile n-au fost în realitate, dacă ne referim la domeniul naval, lipsite de evenimente. Să ne amintim că undeva, cred că în 2014-16, ceva de genul ăsta, o navă cu berbecuți plecată din Constanța a distrus una dintre cele mai performante nave de SIGINT, adică de spionaj electronic, în strâmtoarea Dardanele,
a Rusiei. Prin urmare, pierderile Rusiei pot să apară de la state pe care ea le desconsideră. Tot așa a desconsiderat Ucraina și Ucraina a dovedit că acea rachetă Neptun, sau cum s-o numi ea, că nici n-are importanță de fapt, este capabilă să distrugă nava amiral, după care plâng diversi domni care apar pe la televiziunile rusești. Mare emoție, da, cred. Problema acolo este că cineva a ghidat până laser ținta. Și pare se, după afirmațiile, în fine, domnilor din ambasada Rusiei din Africa de Sud. Exact, acolo a apărut foarte. Deci, nu e deloc ciudat, pentru că Africa de Sud este o țară care este de acord cu politica domnului Putin vis-a-vis de acest război. Acolo sunt, de fapt, în realitate, sau în fine, tipul ăsta de evenimente ne dovedesc că, în realitate, sunt rețele de influență și de spionaj în Africa ale rușilor, da? Și dau un semnal. Ei ne dau semnale, nu aveți voie să vă atingeți de interesele noastre, indiferent care sunt interesele voastre. Ok, în situația asta nu avem ce să discutăm sau ce să facem. Compania respectivă a negat toate aceste acuzații, spunând că nu operează. Deci compania respectivă nici nu putea să nu nege. Faptul că a făcut sau n-a făcut rămâne o enigmă. Poate a făcut, poate n-a făcut. Oricum ar fi, pierderea rămâne. Și cu berbecuții, și cu laza laser, da? E adevărat, e o evoluție de la berbecuța la laza laser, deja e un salt tehnologic. Ceva... Acum, nu vreau să se înțeleagă de aici că eu sugerez vreun moment că românii au făcut asta. Nimeni nu poate dovedi nimic. Este exact situația pe care Rusia o adoptă în privința gropilor comune. Face grop comune, nimeni nu poate dovedi nimic. Dărâm o țară întreagă, nimeni nu poate dovedi nimic, pentru că este o operație specială. Deci, Rusia își permite să adopte un astfel de comportament, dar interzice total altor state să adopte un astfel de comportament, da? Sunt toate statele acuzate că trimit arme. În schimb, toate statele trebuie să fie un fel de spectatori la acest, nu știu, în capul Rusiei, meci de kickboxing internațional sau ceva de genul ăsta, cum anume ei îi distrug pe ucrainieni. Și noi trebuie să fim spectatori și eventual, probabil că în capul rușilor este și varianta care să-și aplaudăm. Ne mai taie și bilete. Ca să exact. Deci, genul ăsta de comportament al Rusiei nu face altceva decât pe termen lung să o decredibilizeze total. Nu cred că cineva va mai dori relații cu Rusia altele decât chestii de genul ăsta. Cumpăr de la tine petrol că n-am petrol. Sau ceva de nici China să nu fie tentată să folosească această nevoie a Rusiei de a se alinia cu, de a se alătura cuiva. China are un plan pe termen lung, după opinia mea, în care partea de Rusie care este nepopulată poate să devină populată. Cu China... excesul de populație al Chinei, nu? De exemplu. Oricum, sunt deja în implementare. Adică dacă vă duceți pe la Vladivostok, pare se după niște analize că nici fabricile de pâine nu mai sunt ale rușilor. Dar asta e altă discuție. Până urmare, China a avansat extrem de mult și în Asia Centrală, și în Africa, și mai curând în insulele Solomon, din punct de vedere al războiului politic organizat pe dimensiunea economică combinată cu acțiune de influență. Ceea ce e natural. China nu are de ce să certe cu Rusia și nu are de ce să nu exploateze oportunitatea de care vorbeam înainte. Că Rusia nu va mai avea potențial economic și în mintea domnului Putin, el ar vrea ca Rusia să folosească potențialul economic al Chinei, asta este o iluzie. China, să știți că este un stat care știe să citească foarte bine intențiile Rusiei, nu rezultă că nu le înțelege dacă nu acționează. Ea va acționa totdeauna în stilul în care a fost construit acest establishment. Și atenție, construcția nu începe cu Mao, începe cu Sun Yat-sen. Principiile enunțate de Sun Yat-sen au fost adoptate de Mao și de Deng Xiaoping și sunt valabile și astăzi. Practic, așadar, nu ne putem aștepta din partea Chinei să repete într-un fel sau să fie tentată să înceapă, spre exemplu, acțiune militară în Taiwan pe modelul invadării Ucrainei de către Rusia.
Deși se fac exerciții militare în jurul insulei, concomitent cu vizita unor congresmeni americani la Taipei și așa mai departe, zilele acestea. O televiziune scapă informația că s-a produs o invazie, când de fapt era vorba doar de niște exerciții în ipoteza producerii unei invazii și așa mai. Adică sunt niște lucruri care e greu să le suspectezi ca fiind doar erori. Nu, n-au cum să fie erori atâta vreme cât China are deja de ani buni de zile o politică de izolare economică a Taiwanului. Nu cred că... Adică recent a luat măsuri diplomatice asupra țărilor baltice care au avut relații cu Taiwanul și au primit o delegație a Taiwanului sau ceva de genul ăsta. Acesta nefiind un eveniment izolat. Și la nivelul Uniunii Europene au impus, de fapt, precondiții de acest gen. Până urmare, China, de fapt, cel mai bine înțelegem asta dacă ne uităm modul în care au formulat relația cu Taiwanul. O singură țară. Până urmare, teritoriul ăla, în ipoteza de bază a perspectivei de relații internaționale a Chinei, este un teritoriu al Chinei care temporar nu aparține faptic Chinei. Dar de drept, da. Dar de drept, da. Este, de fapt, în realitate, ceva de genul acolo unde sunt chinezi, suntem și noi. Establishmentul. Lucru care, evident, se poate enunța doar la nivelul Taiwanului. Dar în momentul în care o țară cu potențialul pe care îl are în momentul ăsta China este capabilă să controleze tot, și cazul Shanghai cred că vă e foarte clar cum anume poți să controlezi 25 de milioane de oameni într-un oraș apelând la structura tehnologică avansată de rating al cetățeanului. Până urmare, China nu are de ce să-și facă probleme din punctul ăsta de vedere. Doi la mână, ca să poată să avanseze în acest plan, are nevoie de puncte de sprijin strategice, iar insulele Solomon sunt unul dintre ele. Ca să poată să facă acest plan, are nevoie de suficient potențial pentru a influența politicile prin împrumuturi la nivel de proiecte în diverse țări. Și așa mai departe. Până la urmă, China se află într-un război politic organizat continuu, în care, dacă e să formulăm în termeni foarte simpli, dar în același timp consistenți, ea propune în realitate o variantă de competiție între socialismul așa cum este gândit în China și capitalism. O competiție care cred că de departe ar influența opțiunea populației, nu? Adică reformulez, de fapt, cred că e evidentă alegerea unei populații care își dorește un nivel de trai superior, da? Cum îl regăsește în vestul democratic, da? Și, cum spuneați, cazul din Shanghai, acolo este foarte straniu ce se întâmplă și încă nu știm foarte multe despre, nu sunt relatări foarte multe de acolo, mai mult pe surse apar informații. Ce înseamnă acel rating al cetățeanului? Deci, conceptul de rating a pornit mai întâi dintr-un proiect al lui J.P. Morgan Junior, Senior, care s-a axat pe ideea de a vinde credibilitate firmelor pentru împrumuturi. A fost primul exemplu de piață intangibilă total, care a luat naștere în Statele Unite undeva după 1913. Curios, punctul de care, adică elementul care i-a dat ideea lui J.P. Morgan a fost o lucrare a lui Louis Bachelier, care se cheamă Teoria matematică a speculației bursiere și care e teza lui de doctorat și care este practic prima lucrare de matematici financiare care utilizează metode stohastice. Proiectul respectiv a creat posibilitatea ca toate firmele și după aceea statele să poată fi măsurate într-un proces dinamic pentru a realiza un control asupra procesului de risc de împrumut. Este ceea ce se folosește la accesarea creditelor, nu? Deci, scoringul bancar. Scoringul bancar este unul din exemple. Acum, evident că trecerea de la firmă la stat presupune un model matematic și o abstractizare, da?
Procesul este același. El a fost multă vreme axat pe teoria corelației și pe lanțul Markov. La ora actuală, JP Morgan folosește încă lanțurile Markov pentru acele clase AAA, BBB și așa mai departe, da? Dacă ne referim la ratingul suveran, adică așa. Ideea aceasta abstractă de trecere de la firmă la stat poate fi folosită și invers. Hai să inventăm un sistem de rating în care entitatea este cetățeanul. Cât de credibilă din punct de vedere al împrumutului este doamna Ghiurco? Dar hai să extindem problema. Cât de credibilă este doamna Ghiurco din punct de vedere al aderenței la valorile chineze? La valorile cetățenești. La urma urmei, dacă ai o scală din punct de vedere matematic și abstract, poți să o aplici la orice. Partea de interpretare este altă etapă a aplicării modelului. Așa la naștere un sistem în care China a excelat în sensul că a reușit prin datele culese din diverse surse, începând de la sistemul bancar și terminând cu ce vreți noastră, evidența populației, mai știu eu ce, și cu domeniul Big Data, să realizeze o hartă de credit în privința valorilor, în privința orientărilor și așa mai departe, a întregii populații, care este indexată în respectivele baze de date. China are și regiuni în care este cam dificil să faci chestia asta. Până urmare, ăsta este un exemplu foarte relevant de cum anume, dacă ai o orientare autocratică, poți să exploatezi tehnologia și marile cuceriri ale erei informaționale, big science și așa mai departe, big data, ce vezi noastră, într-o direcție care este conformă cu politica și cu concepția ta autocratică. Să controlezi, de fapt. Să controlezi. Asta, bineînțeles, cel mai bine din punct de vedere al comunicării, este să acoperi prin devierea temei către ceilalți. Adică acuzarea unor sisteme democratice că fac asta. Evident, și în statele democratice există tot felul de derapaje în diverse țări în această privință, pentru că... În genul de supraveghere, control, da? Da, genul de supraveghere și control, evident că în realitate e... vechea problemă. Dacă ai un băț, poți să-l folosești ca toiac să te sprijini în el sau poți să dai cuiva în cap. Da? Deci, dacă ai toate datele alea... Important este ce faci cu ele. Important este ce faci cu ele, de fapt, și cum anume definești responsabilitatea celui care le culege. Da? Deci, problema nu este că datele nu sunt culese. Datele sunt culese oricum. Doi la mână, sistemul bancar sau sistemul comercial, să știți că are mult mai multe date decât au statele, de fapt, în realitate. Înțelegeți? Pentru că profilele alea sunt acolo. Gândindu-ne la chestionarele pe care le completăm atunci când accesăm un credit. Este... Nu numai la chestionare. Asta cu cristonarul, să știți că este partea minimală. Sunt alte tipuri de... De fapt, aici, dacă vreți, putem face o paranteză. De unde a pornit problema asta? În al doilea război mondial, un cercetător Langer, la Universitatea Wisconsin, a fost cel care a coordonat un proiect pentru a face un profil decizional al lui Adolf Hitler. Toate serviciile de informații la care aveau acces americanii turnau datele acolo. Și s-a format o metodă care după aceea un elev al lui Langer, Nathan Leites, l-a extins la profilul decizional al politbiroului sovietic. Metoda se numește metoda codului operațional. Toată lumea identifică profilele astea cu chestii psihologice. Doar cu psihologia nu rezolvați nimic, să știți. Transdisciplinaritatea pe care a acoperit-o acel proiect a permis după aceea să facă profile de cod operațional a unor decidenți sau a unor grupuri de decidenți. Da? În studiul acestei probleme s-au identificat alte efecte, cum ar fi gândirea de grup a lui Yannis, în care se identifică, de fapt, erorile pe care le pot face grupurile închise în momentul în care iau decizii la nivel de stat. Da?
Evident că în momentul în care există astfel de metode, primii care au fost interesați au fost cei din mediul de business, pentru că este foarte important dacă ești într-o concurență comercială, de exemplu, da, să știi cum anume iau decizii adversarii. Sau, în fine, competitorii, dacă vreți. Și atunci metoda, evident, că a pătruns în partea de corporate. După aceea a pătruns în partea de guvernare civică. Și China a găsit metoda cu toate modelele și cu toate procesele și mecanismele aproape gata. Nu i-a mai trebuit decât big science și senzor de culegere de date ca să poată să desăvârșească proiectul. Și proiectul există, îl găsiți pe internet. E foarte interesant ceea ce ne spuneți și deschide un câmp serios de Asta este, de fapt, cercetare. În realitate, marele avantaj pe care China l-a tras, într-o manieră foarte naturală, din nivelul tehnologiei pe care l-a atins, cu ajutorul Statelor Unite, care i-a dat, în pofida opoziției Congresului, divizia de producție a IBM-ului. Ăsta fiind una din cerințele din negocierea lui Deng Xiaoping cu americanii pentru a deschide China. Stau și mă gândesc în zilele noastre despre ce presiuni ne-am îndreptat, presiuni de ordin comercial, care de fapt ofereau accesul la niște zone foarte sensibile, nu? Și la nivelul Europei. Da, și fără acest ajutor, ca să zic așa, mă îndoiesc că ar fi putut să ajungă la acest nivel. După mintea mea, mă gândesc la Rusia, care nu este o țară formată din oameni care n-au capabilități intelectuale. Este o țară, să știți, foarte bine dotată din punct de vedere intelectual. Și totuși ei n-a reușit să facă un calculator sovietic sau rusesc timp de 70 de ani, iar chinezii au reușit să facă în 30 de ani. Înseamnă că au avut de undeva o informație care sigur a lipsit celorlalți, da? Absolut. Și pentru că ați adus vorba de americani, aș vrea să ne referim în minutele următoare și la noile sancțiuni pe care le-a anunțat președintele Joe Biden, care spune că porturile americane se vor închide pentru toate navele care au legături cu Rusia. Decizia se adaugă unui pachet nou de asistență de securitate pentru Ucraina, așa cum a anunțat Casa Albă. Este vorba despre ajutor militar în valoare de 800 de milioane de dolari și include artilerie grea, muniție și drone tactice. Biden a mai anunțat că ucrainenii vor fi ajutați în continuare, inclusiv să ajungă în Statele Unite, unde vor beneficia de un regim rapid de legalizare a statutului pe teritoriul american. Today, I'm announcing a program Unite for Ukraine, a new program to enable Ukrainians seeking refuge to come directly from Europe to the United States. Today, I'm announcing that the United States will ban Russian-affiliated ships from our ports as they did in Europe. That means no ship that sails under the Russian flag or that is owned or operated by a Russian interest will be allowed to dock in a United States port or access our shores. None. Totuși, cât de important era ca niciunul dintre vasele rusești să ajungă în porturile americane? Este extrem de important. Ăsta este analogul blocadei de care vorbeam într-o emisiune anterioară, înțelegeți? Numai că aici, în fine, mai întâi două precizări. Prima, fără ajutorul Americii, Ucraina ar fi fost ocupată în cadrul unui blitzkrieg. Și aici la ajutor nu mă refer numai la arme. Inteligența este cheia problemei. Da? Gândiți-vă puțin la racheta aia Neptun. Dacă nu era ghidată până laser, pe aia ce țintă? Trebuie să înțelegeți un lucru. Dacă dumneavoastră aveți o pușcă și puteți să mă localizați, eu sunt o țintă. Dacă nu puteți să mă localizați, eu nu sunt o țintă, înțelegeți? Deci, lucrurile astea sunt elementare. Așa că problema localizării, care este o problemă foarte esențială, dificilă, vedem, esențială, da? Asta, atenție, nu depinde numai de omul care se uită pe încătarea puștii, da? S-ar putea să depinde de unul care îi spune, du-te și te uită în copacul din dreapta. E, această informație, dacă o extindem la nivel abstract, o să vedeți ce înseamnă, de fapt, sau cât de decisiv este inteligențul în situații de genul ăsta, da? Al doilea lucru. Fără superioritatea armamentului occidental, lucrurile n-ar fi stat așa. Adică dacă ucrainienii ar fi primit numai armament sovietic, să zicem, da, nu cred că... Ce aveau de casat alte țări. Da.
asta nu diminuează cu nimic patriotismul lor sau ceva de genul ăsta, înțelegeți? Sunt factori care sunt practic de natură obiectivă. Acum revenind. Statele Unite au luat decizii foarte bune în acest sens. Pentru că dacă cumva Mariupolul nu poate fi păstrat, atunci lucrurile arată cu totul altfel. Mariupolul este un punct cheie care, din punct de vedere tactic, începe să-și extindă importanța la nivel dincolo de tactic, da? La nivel strategic. Faptul că, practic, comerțul, pentru că el decurge într-un mod eficient pe componenta navală, da? Componenta cea mai ieftină. Exact. Dacă el este interzis, atunci efectul sancțiunilor precedente are un rezultat cumulativ care duce Rusia într-o gaură neagră. Dar atenție, asta este valabil doar pentru Statele Unite. Și atunci, practic, efectul numărul unu va fi o reorientare a Rusiei și reorientarea n-are cum să facă decât către zona sau sfera statelor autocratice, astfel încât se vor crea, de fapt, niște blocuri. Și se adâncește această falie, nu? Între cele două. Evident că se adâncește această falie economice. Și acest lucru, după părerea mea, va fi una din constantele noi ordini mondiale care se preconizează. Și criteriul va fi cel economic, cel comercial, de fapt, din cel economic sau nu. Politic? Criteriile vor fi politice. Deci, preponderent, decizia se va lua politic, nu? Ar fi bine aici să facem o precizare. Când am vorbit de război politic organizat, închipuiți-vă o casă în care fiecare fereastră este o disciplină. Una e sociologie, psihologie și așa mai departe. Fiecare privitor prin fereastra respectivă vede o parte din problemă. Modul în care se pot integra aceste viziuni este mult mai aproape de procesele care au loc în realitatea umană decât orice alt lucru. Până urmare, vorbind doar de economic, este un punct de vedere care nu duce prea departe. Asta nu înseamnă că nu este important, da? Pentru că efectele în realitate sociale pot să zădărnicească criteriile economice. În urmare, decidentul, din punct de vedere politic, el trebuie să vină cu o soluție de echilibru între efectele sociale și criteriile economice. Asta înseamnă o politică. Și asta nu s-a schimbat din antichitate până în zilele noastre. Revenind, lucrul ăsta se va întâmpla oricum. Nu rezultă că doar în cazul războiului se întâmplă. Lucrul ăsta, să știți că se întâmpla și înainte. Faptul că esența concurenței rezidă în opțiunea către un model capitalist sau un model socialist, asta să știți că a existat și înainte de pandemie, și înainte de război și așa mai departe, și este o constantă. Aici ar fi interesant să facem o observație despre o lucrare a lui Mao Tse-tung, care a scris o lucrare care se cheamă Protracted Warfare, război continuu. China este angajată într-un război continuu. Rusia a fost angajată într-un război continuu. Numai că partea occidentală s-a îmbătat cu apă rece, începând cu Germania și terminând cu cine vreți dumneavoastră, crezând că această benevolență a Rusiei din diverse perspective care vizau ajutorul industriei și poziția Germaniei ca mare economie va fi un lucru de durată și fără constrângeri. Faptul că s-a construit în 10 ani sau 15 ani un astfel de sistem ne duce pe noi acum în situația să suportăm consecințele demolării lui. Începând de la interzicerea de importuri de petrol și așa mai departe, care, atenție, este într-un cadru de ipocrizie organizată, pentru că, în realitate, multe țări nu fac asta și găsesc metode
să ocolească acest lucru, da? Și terminând cu orice alt lucru. Exact ce anunțați înainte, că Germania nu dă armament greu Ucrainei, înțelegeți? S-a creat multă iritare atunci, după... Iritare sau neiritare, vizita, Germania, să știți că are tot timpul o poziție care, după părerea mea, nu este în direcția în care e domnul Biden. Nu e atât determinare acolo, într-o anumită direcție. N-are cum să fie. Pe de o parte sunt niște factori obiectivi, pe de altă parte sistemul construit până acele politici de care vorbeam, de Germania, nu mai vorbesc de Nord Stream și de restul, da? Este greu de demolat. Și nu se poate demola peste noapte. Aici, lucrurile, atenție, demolarea nu se referă numai la lucruri materiale, fizice, da? Gândiți-vă la sistemul oligarhilor care aveau rețele întregi de influență. Nu poți să le demolezi peste noapte. Mai ales că... E vorba de foarte mulți oameni. E foarte, foarte mulți oameni plasați în diverse locuri, cu diverse relații și așa mai departe. Aici trebuie să fim realiști, adică n-are rost să pretindem cuiva să facă un lucru pe care n-are cum să-l facă. Bun, și atunci, iată, Germania se mai gândește, taie de pe listă o cantitate foarte mare de armament greu. De fapt, aș vrea să ne spuneți în momentul de față, raportul de forțe din teren ne duce cu gândul la singura soluție de a continua această rezistență a ucrainenilor până când Rusia își va reconsidera planurile militare, dar care nu se poate face decât cu această categorie de arme, o altă categorie pe care încă Occidentul nu a pus-o la dispoziție, nu i-a ajutat pe ucrainieni cu aceste dotări. O va face? Este o linie roșie dincolo de care nici măcar NATO nu poate trece? Și când spun NATO, spun țările membre NATO, nu neapărat alianța în ansamblu. Vedeți, noastră, aici e un cadru întreg care ar trebui discutat. Dacă ONU ar avea alte mecanisme de deliberare și decizie... Să nu fie blocat de Rusia tot timpul. Atunci... Da. Bine, el a fost construit așa din niște rațiuni după al doilea război mondial, înțelegeți? N-a fost deloc adaptat, în realitate. Poate fi exclusă Rusia din Consiliul de Securitate? Procedura, din ce știu eu și din ce am înțeles eu, pentru că nu sunt specialist în respectiva dimensiune, e un proces care oricum va dura, cred că, ani de zile. Adică nu este o chestie care să o poți face peste noapte. Acum, da. Dacă vreți o analogie, e ca și când, nu știu, România ar vrea să schimbe ceva în Constituție, înțelegeți? Nu poți să o faci într-o săptămână, o lună sau mai știu eu ce, da? Deci sunt lucruri complicate aici, din punctul ăsta de vedere. Până urmare, într-un astfel de cadru, este normal să existe probleme. Acum, dacă se trece la armament greu și ofensiv, pe de-o parte, Rusia va avea probleme pe care încă nu le-a avut până acum. Iar, dacă vreți așa o simplă analogie, ce s-a întâmplat cu nava aia Amiral va fi cea mai mică problemă în momentul în care ucrainienii pun mâna pe armament ofensiv. Doi la mână, Rusia oricum va avea probleme. Să presupunem că rușii își ating obiectivele. Dacă ne referim la metode de război, păi ucrainienii, să știți că sunt cei mai integrați în societatea rusă. Pe un om de culoare sau pe un taliban îl identifici ușor. Dar pe un ucrainian foarte greu poți, mai ales dacă el nu vrea, să nu fie distins de un rus. Să ne întrebăm atunci ce s-ar întâmpla cu niște atentate pe teritoriul Rusiei, moment în care diverse organizații care se pot construi și care încă nu sunt construite îi voi face probleme lui Putin pe care nu le-a avut încă. Deci aici atitudinea asta a Rusiei, că vă dau cu nucleara în cap, că sucită, că învârtită, noua rachetă, noua rachetă și așa mai departe, ar trebui să înțeleagă un lucru. Când faci apel la arma nucleară, ori o dai, ori nu o dai. Dar nu discuți despre ea. Dar nu discuți despre ea. Dacă discuți despre ea, înseamnă că este o tehnică de intimidare. Occidentul a acceptat această tehnică de intimidare ani de zile, în politicile care le-am amintit înainte, da? Nu vă mai dau gaz și rămâneți în frig. Vai, nu ne mai dă Putin gaz, să facem ce spune Putin. Un șantaj, nu vă supărați, ordinar, da?
Asta a practicat și practică Rusia. Și pe plan diplomatic vis-a-vis de poziția ei față de România, da? Nu mai amintesc pe domnul Rogozin și pe alții, da? Și în plan economic, da? S-a pus o barieră. Până aici. Și-au primit mai mult NATO. Atunci s-au gândit că e bine să-și convingă propria populație că ei, de fapt, nu sunt în război cu Ucraina, sunt în război cu NATO. De ce? Ca să pregătească momentul ăla 9 mai de care vorbeați. Dom'le, de fapt, noi nu ne-am bătut. Ne-am bătut în Ucraina, dar nu ne-am bătut cu Ucraina. De asta nu i-am învins, pentru că noi, Ucraina, mare putere, nici NATO. Nu puteam să ne batem cu Ucraina să nu o învingem. Noi ne-am bătut cu NATO. Lucru care evident că este o aberație, înțelegeți? Cum anume te bați cu o țară în momentul în care tu nu ai declarat un război cu țara aia? Sau măcar o operațiune specială, cum îți place, nu? Dar numai că cetățeanul sovietic nu gândește chestia asta. Și le va asimila ca fiind acest exact, lucru. Și le va asimila că ei sunt în război cu NATO, înțelegeți? Moment în care Putin atinge ceea ce v-am spus într-o altă emisiune, visul lui, să poată să mobilizeze, să dea mobilizare generală, dacă vrea, înțelegeți? Până urmare, toate lucrurile astea duc în această direcție. Rusia este captivă propriilor ei valori și orientări în acest moment. Cu toți cetățenii ei. Vestitul Ruski Mir, nu? Ideologia care exact. A construit această aderență. Normal. Din punctul ăsta de vedere, nu avem ce să discutăm. Dacă se angajează într-o amenințare nucleară continuă și nu face lucrul ăsta, atunci se autodecredibilizează. Până urmare, toate lucrurile au limite. Nu pot să spun în fiecare zi, dau cu bomba nucleară în tine, dau cu bomba nucleară în tine, timp de un an. Nu? Orice temă repetată așa... Trece într-un derizoriu. Exact, trece în derizoriu. În situația în care nu fac chestia asta, atunci iarăși vor intra într-un dezavantaj. Pentru că nu se pot baza numai pe China, India și așa mai departe în viitor. Și atunci... Practic, suntem în situația în care Rusia ori începe să își trepaneze puțin harta mentală și să ia în considerare o anumită atitudine față de vecinii mai mici, față de multe alte probleme și să se integreze cumva în chestia asta, pentru că n-ai cum să stai izolat față de proprii vecini a la lung. Până una alta, pentru că mai avem doar 2 minute ale emisiunii și, din păcate, trebuie să tragem o concluzie a acestor discuții, aș preciza doar că ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, vine la București astăzi după o vizită în Bulgaria, unde a declarat că refuzul de a furniza arme țării sale echivalează cu o susținere pentru agresiunea rusă și determinarea și exterminarea ucrainenilor. În cursul acestei dimineți, Kuleba va avea o întâlnire de lucru cu premierul Nicolae Ciucă la Palatul Victoria, iar apoi ministrul ucrainean va avea consultări politice cu ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu. Kuleba a ajuns luni seară în Bulgaria cu mașina, trecând prin România, într-o vizită care nu a fost anunțată public în prealabil. El a încercat la Sofia să-i convingă pe politicienii bulgari să livreze arme țării sale, dar fără succes. Așadar, astăzi vor fi discuții pe această temă și cu autoritățile române. Ce poate și ce trebuie să facă România sau ce nu trebuie să facă România? Nu, România trebuie să facă ce anume este în perspectiva intereselor sale. Și sunt convins că premierul Ciucă știe care sunt interesele României. România nu trebuie să facă nimic care nu este în perspectiva intereselor sale. Faptul că domnii ucrainieni au dorințe este absolut natural, dar atenție, dorințele trebuie să fie corelate cu putințele. Altfel, trecem într-un alt domeniu. Până urmare, Statele Unite au dat armament greu Ucrainei. Ele au nevoie, de fapt, în realitate, de a constitui o alianță împotriva Rusiei într-o manieră informală. Bulgarii ne-au dat armament, românii ne-au dat armament, cehii ne-au dat armament. Până urmare, noi suntem foarte importanți și uite... Ce poziție avem? E de înțeles. Trebuie să îi ajutăm, dar atenție, în raport cu propriile noastre interese. Foarte important. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru prezența astăzi. Și dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă doresc sărbători de Paști cu pace și lumină.